Salutare fraților, cu voi este Eripidion, Aroi pe canal. Da, fraților, achiziție nouă. Da, după cum vedeți, i-am adus mascul ăstea de Timișoara. Mascul este acela din stânga. Asta este ea. Le-am pus din nou bâta asta să stea pe ea. Da, da, mă rog. Deci, nu știu ce sunt. Este frumos, doar este pui de 2018 din primăvară. Ia uitați. Are niște pete pe gât el. Ea are gâtul alb. Ea este pete pe gât, ați văzut. Na. Restul sunt pe afară. Na, ar vrea și să iese. Dar asta e, n-am ce le face. Deci uitați-l pe ăla din stânga. Are inel negru, la fel ca ea. Da, aia e. Deci ăștia sunt. Ei, fraților, ce să zic? În rest, nu prea am ce să vă zic, că restul pulmurilor sunt pe afară. Ia uitați. Deci, o vedeți și pe asta de la Craiova, este afară. Vreau să-mi perechez cu acel mascul. Da, da, la timpul lor. Mă, nu mă grăbesc. Nu că trebuie să-i împerechez pe ei. Oricum, foiază ăștia nu prea trebuie. Mi-a ajung două perechi pentru iarnă, adică ăștia doi și coi bătrâni. Deci da. Jucător tot două perechi, ăștia de Timișoara și coi bătrâni. Perechea asta de Roșii de București. Da, și restul care sunt acum. Și o veste proastă mai am, din păcate, masculul pescărușii a murit. Acum vă întrebați de ce, nu, n-a murit din cauza bolii. Din păcate, unde avem noi mâncarea pentru păsări, a pus bunica mea niște grâne acelea pentru șoareci, otrăvit să moară, că na. Cica a văzut, ea un șoricel, la mă rog, pentru șoricel, nu știu, deci a pus, mă rog. Deci, a mâncat niște grâu de ăla, și a zis că ea l-a văzut, când a mâncat, și na. A uitat ușa deschisă și aia e. A, eu să iau mascul. Oricum am vorbit cu un prieten și a zis că băie de pescăruș nu se ia, nu am. Dar am un jucător stinger, dacă vrei, ți-l dau, azi că are și încălțătură. Mă duc să spre el să-l văd. Dacă îmi place, îl iau, că na. Aia e. Deci am zis că nu mai fac achiziții prea multe, să bag prea mult în iarnă. Că na, este greu când îți închiși. Dați-i pe ăștia doi, îmi place că ăștia se țin unul după altul. Da, înfoiații vor să intre în vădarea veche, dar acolo am închis. Salut! Toți sus cu ei. Nu mă lasă nimic acolo. Da, na, ați văzut. Este greu să țin foiații acolo, nu le faci curățenie, să îmbolnăvezi, nu. Acolo fac curățenie în voliera aia, salut, am închis-o. Acolo va fi volieră de împerecheat. Când nu am unde să bag porumbic, ați văzut cum sunt de aia bolnavi. N-ai unde să-i bagi, ai pe porumbei peste tot, așa-i bagi acolo. Îi ții acolo închiși. Bă, ăștia bolnavi acolo. Și știi că sus, în volierea nouă, sunt numai aia sănătoși, care n-au boală. Sau cel puțin care nu sunt afectați atât de rău. Vorbesc de... Mă refer la ăștia, care au variolă, paramisoviroză. Na. Deci aia e. Mi-am avut eu cu boala asta de făceau găinațul apos, ăștia au fost toți, într-adevăr, n-aveam cum să separ din ei, pe ce dracu, îi separam pe toți, băgam în goliera veche sau cum pe toți, și sus ce lăsam, un porumbel, doi, care nu erau, care nu au bolnavi, dar la toți. N-ai cum să desparți toată sa porumbei, să le sus decât doi porumbei, că decât aia nu sunt bolnavi, le dai la toți. Deci da. Fraților, cam atât cu vlogul, deci nu uitați să apăsați butonul de like, haide să strângem 80 de like-uri și până la următorul vlog, cu voi a fost Eripidion, v-am salutat, pa, pa!